Bună seara, dragii mei prieteni, sunt pastorul Liviu Tudor Hoiu și vă zic bun venit pe calea undelor din nou la un subiect care poartă titlul Puterea coastei. În această seară mi-aș dori foarte mult să împărtășesc câteva gânduri sublime, nobile, minunate din Cartea Genezei. Pentru că de o bună bucată de vreme noi am călătorit în lumea complexă a simbolurilor prin Cartea lui Daniel, Cartea Apocalipsei, a venit vremea să bem un pahar de apă rece și să studiem narațiunea simplă, povestea ca de copil a lui Dumnezeu cu privire la istoria omenirii, Cartea Genezei. Este interesant că citind Cartea Genezei, ai impresia că este într-adevăr o carte pentru copii. Oamenii de știință spun că acest raport al cărții Genezei nu poate fi credibil pentru că narațiunea este prea simplă, descrierea este prea puerilă. Ce vor să spună oamenii de știință într-un limbaj super select este că nu sunt impresionați de mesajul descrierii biblice. În realitate, ei, oamenii de știință, doresc ca să fie abordați pe un tărâm al complexității, al unei inteligențe de explozive în care să fie atrași de mistic, de mister, de ceva care, să zic eu în limbajul omenesc, să-i lase cu gura căscată. Cam ăsta este motivul pentru care lumea științifică, omul de știință, ateu, nu poate accepta cartea sau narațiunea cărții Genezei, pentru că nu hrănește mândria individului. Ca fost ateu, ceea ce pe mine m-a impresionat cel mai mult în Cartea Genezei este tandrețea, dragostea și iubirea extraordinară a lui Dumnezeu în actul creațiunii. Ceea ce mi-a atras atenția este faptul că Dumnezeu a creat prin puterea cuvântului său mai toate lucrurile. Însă atunci când a ajuns la om, Dumnezeu s-a oprit și nu l-a creat pe om prin puterea cuvântului, ci Dumnezeu a venit pe pământ și a băgat mâinile în țărâna pământului și l-a plămădit pe om după chipul și asemănarea sa. Acest act, acest mic scenariu de schimbare de procedură în actul creațiunii mă face să înțeleg că Dumnezeu avea să fie atașat emoțional, sufletește, afectiv, de plăpânda ființă numită om. Aș vrea să vă invit să deschidem Scriptura la Geneza, capitolul 2, versetul 21 la 23. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea în locul ei. Din coasta pe care el o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Prin coasta a intrat păcatul în lume, prin femeie, prin Eva, și tot prin coastă avea să vină răscumpărătorul. Sămânța femeii va strivi capul șarpelui. Și pentru că femeia avea să joace un rol important, cu impact fundamental asupra societății și asupra individului, femeia a fost aleasă ca să fie simbolul Bisericii Domnului Isus. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, în capitolul 5 din Cartea Efesenilor, face o declarație: bărbaților, iubiți-vă nevestele, așa cum Hristos a iubit biserica și și-a dat viața pentru ea ca să o curățească și să o sfințească. Aș dori să traversăm rapid prin răvașele istorice și să surprindem câteva clișee în care se dovedește că femeia, într-adevăr, și-a jucat rolul în istoria omenirii cu un impact fundamental care a schimbat destinul unui individ sau destinul națiunilor și, de ce nu, destinul umanității. După mama Eva, ca un act de politețe, aș dori să mă opresc la una dintre cele mai mari eroine ale Scripturii, Iochebed sau Iochebed. Ce a făcut Iochebed în 12 ani? Avea să schimbe destinul Egiptului și destinul propriei națiuni. Moise era simbolul Domnului Iisus Hristos, dar era rodul educației unei mame cu temere de Dumnezeu. Un alt respect cuvenit pentru o altă putere a coastei este Sefora,
chiar soția lui Moise, care la un moment dat se opune circumciziunii celui de-al doilea copilaș. A fost un moment extrem de important în istoria lui Moise, când Sefora, văzându-l pe îngerul Domnului gata să-l nimicească pe Moise și casa lui, ea însăși intervine, circumcide copilul și prin aceasta își exercită influența, puterea, ea ca și coastă luată din Moise și salvează viața soțului ei. Din nou un fascicol de istorie glorios în care femeia este într-adevăr coasta care are putere și care își exercită influența spre bine sau spre rău. Abigail este o altă coastă care își dovedește puterea și abilitatea de a demonta mânia sau frustrarea unui bărbat cu sabia în mână. Nu știm în ce măsură Abigail a schimbat destinul poporului, dar știm sigur că a schimbat destinul viitorului rege. Femeia, puterea coastei, se identifică pe ea cu cetatea care o avea în spate și spune versetul biblic: eu sunt una din cetățile liniștite și credincioase a lui Israel și tu cauți să pierzi o cetate care este o mamă în Israel. Pentru ce ai nimicit tu moștenirea Domnului? Departe de mine să fac lucrul acesta, a zis el, dar aveți în cetate un nume, Bica, care și-a ridicat mâna împotriva păratului. În felul acesta, din nou, o altă eroină a dat o dovadă de înțelepciune extraordinară, magistrală, de a salva o întreagă cetate nevinovată și a da justiției omul care într-adevăr era vinovat de complot și crimă împotriva împăratului lui Israel. Vasti ne dă o lecție de viață. Puterea coastei, femeia, nu este doar o influență spre bine, dar femeia ne dă și lecții de morală și de etică și de comportament uman și această femeie a ridicat standardul moral a ceea ce o femeie trebuie să fie în societatea din trecut, prezent și viitor. Estera este și ea printre femeile care cu demnitate și curaj influențează destinul poporului evreu și influențează destinul imperiului a cărei regină ea era. Puterea coastei își dovedește din nou influența în casa împăratului. Atitudinea ei smerită, curajul Esterei de a risca propria ei viață, dragii mei, postul și rugăciunea, organizarea și angajarea tuturor factorilor pentru descoperirea vrășmașului, arată că Estera este imaginea unică a femeii conducător care nu uzurpă influența sau autoritatea soțului ei ca rege. Este o altă lecție de viață. Estera este regina care are calitate de conducător. Excelează în umilință, în respect, în teamă de Dumnezeu, în post, în rugăciune, în curaj. Estera își exercită influența și afectează în mod pozitiv destinul și viitorul propriului său popor, așa cum puține femei au făcut-o în istoria lumii. Vreau să intru în era Noului Testament și am ales câteva femei de mare valoare. Sigur, sunt multe, nu le pot acoperi pe toate într-un subiect, dar în Noul Testament, din nou, suntem urmăriți de puterea și influența coastei, femeia care, prin care Dumnezeu lucrează ca să influențeze destinul și viitorul umanității. Maria, o femeie umilă, o tânără fără nicio perspectivă de viață, luată din milă în căsătorie de Iosif, un om mult mai bătrân decât ea, este femeia aleasă de Domnul, este femeia aleasă de Tatăl Ceresc ca să fie instrumentul prin care Fiul lui Dumnezeu avea să se nască. Dragii mei prieteni, întotdeauna Tatăl Ceresc a folosit oameni simpli, bărbați și femei, cu o modestie deosebită, vizibilă, prin care El a putut să-și îndeplinească sau să ducă la îndeplinire planul său majestic de mântuire a oamenilor. Maria Magdalena, o femeie care este foarte des regăsită pe paginile Scripturii Noului Testament. O persoană care după întâlnirea cu Domnul Hristos își exercită influența spre bine în popor și între ucenici. Se pare că la crucificarea Domnului Hristos, Maria Magdalena, Maria mama lui Isus și Ioan, ucenicul cel iubit, au fost singurii care nu au participat la corul dezumanizaților care strigau: răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l.
Maria este femeia onorată de Dumnezeu ca să îl vadă pe Iisus Hristos viu. Când nimeni nu mai credea în Mântuitorul, când nimeni nu mai credea în valorile Domnului Hristos, când nimeni nu mai credea că Iisus este Mesia, când ucenicii erau închiși pe dinăuntru, în camera de sus, tremurând la gândul că ei vor urma pe cruce, Maria este onorată de Domnul Iisus Hristos ca să fie primul misionar care avea să evangelizeze Biserica Fricii. Ucenicii închiși în casă aveau să fie evangelizați de curajul, de puterea și de influența coastei care de data aceasta se numea Maria. Sigur că nu ne-ar ajunge timpul să vorbim, dragii mei prieteni, de Ana care se ruga la templu, Elisaveta, mama lui Ioan Botezătorul, Lidia, Dorca, Tabita, femeile mironosițe și câte alte exemple ale Scripturii care arată forța de influență a unei femei asupra individului, societății și chiar asupra lumii întregi. Puterea coastei este vizibilă în toate spectrele omenirii. Din Vechiul Testament aș dori să scot în evidență doar 3 nume de femei care au avut o influență devastatoare, negativă asupra lumii, asupra individului și asupra poporului Dumnezeu. Primul nume este Dalila, este întruchiparea frumuseții fatale, care îmbină emoția cu interesul personal, dând dovadă de rafinament, inteligență, controlându-și în mod absolut starea emoțională, simțămintele, în timp ce stăpânește și speculează simțămintele victimei. Dalila rămâne pe paginile Scripturii, dragii mei prieteni, în istorie, ca una dintre cele mai rafinate instrumente de contraspionaj, care pentru o vreme a reușit să contracareze intențiile lui Dumnezeu de a elibera poporul Israel de sub jugul și dominația filisteană. Dalila, secolului 21, este instrumentul mortal prin care sistemul se folosește pentru a obține informații din partea bărbaților care sunt în funcții de răspundere, care au date secrete și care pot fi obținute într-o manieră tipică femeii sau femeilor care s-au strecurat în tabăra israeliților. Dacă Dalila este spionul perfect care excelează în obținerea informațiilor secrete în schimbul unei aventuri cu caracter intim și emoțional, un alt nume care se evidențiază în istoria lumii este Atalia. Spre deosebire de Dalila, care n-a avut niciodată intenții de a conduce poporul filistean, Atalia este tipic exemplu de autoritate și cruzime, gen Elena Ceaușescu, care dorește controlul prin orice metode. După ce a murit fiul ei, Atalia a omorât pe toți cei care erau de rang împărătesc ca să domnească ea. În timpul acesta, Atalia dovedește că puterea unei femei și agresivitatea ei poate fi la fel de violentă ca și a unui bărbat. Puterea coastei și-a făcut simțită prezența într-un regim de teroare în care Israel a băut din paharul amar al suferinței și nenorocirii. A treia femeie cu o influență devastatoare pentru destinul poporului evreu, Izabela reușește să importe fără taxe un ritual sau, dacă vreți, un sistem de închinare păgân care avea să fie devastator pentru Israel. Frumoasă la chip, ca și Dalila, dar cu un caracter ascuns, Izabela exercită o influență puternică asupra afacerilor statului evreu, condus de soțul ei, Ahab. Interesant de observat că această căsătorie între Izabela și Ahab este ecoul peste veacuri a creștinismului căsătorit cu cezarul de la Roma. O combinație care avea să ca rezultat nașterea unui sistem anticristic. Izabela avea grijă de afacerile bisericii, în timp ce Ahab executa ordinele date în culise de Izabela în conducerea statului. Există un clișeu de istorie pe care aș dori să-l scot în evidență ca dovada faptului că Izabela era cea care conducea poporul evreu. Un moment în care Ahab este surprins cu o față tristă, aruncat într-un fotoliu de pluș,
Stând acolo supărat pe viață, când Izabela l-a întrebat de ce nu mănânci, Ahab i-a spus, vreau și eu via lui Nabot. Păi și ce, nu ți-o dă? Nu mi-o dă, că am vrut să o cumpăr și a zis că este o moștenire. Bineînțeles că Izabela imediat spune, și care e problema? Lasă că o rezolv eu. I-a luat ghiulul sau inelul din deget, care era folosit ca și sigiliu, s-a dus, a scris câteva scrisori în numele lui Ahab, scoateți-l pe Nabot în piață, aduceți și doi oameni de nimic, puneți-i sau plătiți-i să mintă, spuneți-i că a blestemat pe Dumnezeu și pe împărat și omorâți-l cu pietre. Și bineînțeles că atunci grădina sau via lui Nabot va aparține soțului meu iubit și drag. Ea scrisese scrisorile în numele lui Ahab, ea dăduse decretul în numele lui Ahab și Izabela, care avea să devină sau să simbolizeze biserica în Noul Testament, biserica persecutoare, Izabela avea să pună sigilul pe decretele respective. Izabela avea să-l omoare pe Nabot, care era simbolul credinciosului creștin în Noul Testament. Izabela avea să protejeze la masa ei pe cei 850 de oameni. Izabela avea să persecute pe Ilie. Izabela este cea care se jura pe toți zeii ei că îl va omorâ pe Ilie în mâine la un ceas pe vremea aceasta. Haideți să deschidem Biblia la Neemia, capitolul 13, versetul 26. Totuși, femeile străine l-au târât și pe el în păcat. Femeile cu care se căsătorise Solomon aveau ritualuri religioase diferite și singura moștenire pe care aceste femei le pretindeau sau le luau de la părinții lor era cultul religiei. În ce consta păcatul lui Solomon? În ce consta păcatul unor astfel de ritualuri religioase? Haideți să citim Ieremia, capitolul 44, versetul 19. De altfel, când aducem noi tămâie împărătesei cerului și turnăm jertfe de băutură, oare fără voia bărbaților noștri îi pregătim noi turte ca să o cinstim făcându-i chipul să-i aducem jertfe de băutură? În Ieremia, capitolul 44, versetul 19, femeile recunosc că ele erau conducătoarele ritualurilor religioase păgâne de pe vremea aceea. Dacă mergem mai departe în Ezechiel, capitolul 23, versetul 38 la 39, ele s-au dedat la desfrânare, pe mâinile lor este sânge, au desfrânat cu idolii lor și copiii pe care mi-i născuseră i-au trecut prin foc în cinstea lor ca să-i mănânce. Afară de aceasta, iată ce mi-au mai făcut, mi-au spurcat locașul cel sfânt în aceeași zi și mi-au pângărit sabatele, căci după ce și-au jertfit copiii la idolii lor, tot în ziua aceea s-au dus în locașul meu cel sfânt ca să-l spurce. Iată ce au făcut în casa mea, zice Domnul. Ezechiel, capitolul 23, versetul 37 la 39. Cu permisiunea dumneavoastră vreau să trec la a treia parte și ultima parte a subiectului nostru, care este aspectul profetic sau impactul profetic al acestui simbol, puterea coastei, în profeția biblică, în cuvântul lui Dumnezeu, în cartea lui Daniel și în cartea Apocalipsei. Aș vrea să vă invit să deschideți Biblia și să studiem împreună, dacă nu avem timp în această seară, facem și noi un pic de temă de casă, capitolul 12, care descrie o femeie îmbrăcată în alb, cu o lună sub picioare și cu o cunună de 12 stele deasupra capului și comparăm această femeie, care bineînțeles simbolizează Biserica Domnului Hristos îmbrăcată în alb, înseamnă îndreptățirea sau dreptatea Domnului Iisus Hristos, luna de sub picioare eventual ar putea să însemne valorile educaționale a Vechiului Testament, cele 12 stele de pe cap poate să însemne Evanghelia predicată de cei 12 ucenici, în comparație cu o femeie care în capitolul 17 de data aceasta stă călare pe o fiară. Atunci când încercăm să analizăm caracterul moral a acestor două simboluri, femeia îmbrăcată în alb în profeția din Apocalips 12 și femeia îmbrăcată în stacoj jiu, în purpură, în capitolul 17, vom observa câteva chestiuni de conduită morală în comportamentul acestor două femei. Femeia îmbrăcată în alb este biserica persecutată. Femeia din capitolul 17 este biserica persecutoare. Biserica lui Hristos se bazează pe cuvânt.
Femeia din Apocalips, capitolul 17, care stă pe o fiară cu 10 coarne și 7 capete, este o biserică care este îmbătată de sângele mucenicilor Domnului Hristos, este biserica care are un pahar plin de doctrine sau de spurcăciunile credințelor sau filozofiilor de viață care le împărtășește cu toată lumea, zice că a făcut ca toate neamurile să bea din vinul mâniei desfrânării ei. Oricum o dai, dragii mei prieteni, toate drumurile duc la Roma. Sigur că ne-ar trebui mai mult de o oră ca să descriem cu detalii caracterul femeii din Apocalips, capitolul 17. Ne-ar trebui foarte mult timp să descriem caracterul femeii din Apocalips 12. Dar pentru mine și pentru dumneavoastră un lucru este clar, că femeia din capitolul 12, femeia îmbrăcată în alb, simbolizează Biserica lui Hristos, care are ca temelie credința ei în Scriptură și în Cuvânt, Cuvântul lui Dumnezeu, iar femeia din Apocalips, capitolul 17, desfrânata, este mama desfrânatelor, spune, este îmbătată de sângele mucenicilor lui Hristos, reprezintă biserica medievală care prin intermediul Inchiziției a omorât milioane și milioane de creștini. Femeia aceasta folosește autoritatea, forța, violența, caracteristică ei în evul mediu. Revin din nou la declarația apostolului Pavel. Bărbaților, iubiți-vă nevestele așa cum Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o curățească și să o sfințească, să o pregătească pentru nunta mielului. Se referă la simbolul femeii îmbrăcate în alb, Biserica lui Hristos, care va avea să întâlnească pe mirele ceresc, care este Domnul Hristos, în contextul revenirii a doua oară pe norii cerului. Solomon dorește să se căsătorească cu cineva care avea să-l iubească nu pentru faptul că este împărat, că are bani, aur, argint, mașină și așa mai departe, ci dorea să se căsătorească cu o fată care să-l iubească pentru natura caracterului său. Preînghipuind pe Domnul Iisus Hristos, se travestește într-un ciobănaș, își ia oile și în acest ținut al lui Zahar descoperă o tinerică despre care el ni se spunea: sunt neagră, dar sunt frumoasă, pentru că fiii mamei mele m-au pus păzitor la vii, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Această tinerică avea o opinie foarte modestă despre ea. După câteva săptămâni de petrecut împreună, povestind, au descoperit că s-au îndrăgostit. Se întâlnesc mereu, aproape în fiecare zi. Ciobănelul îi promite că într-o zi va veni să o ia de soție. Inima acestei tinerele palpita de bucurie și de emoție. A intrat ca o furtună în casă și a împărtășit aceste gânduri cu frățiorii ei: am găsit un iubit al inimii mele. Toți au izbucnit în râs și au început să o bagiocorească: tu, un iubit al inimii tale, uite-te la tine cât de urâtă ești. Și atunci ea, săraca, mergea afară și plângea. Dumnezeu se uită la biserica sa astăzi și o compară cu această tinerică care, estetic vorbind, n-are nimic de atras priviri. Așa este și biserica Domnului Iisus Hristos, o biserică arsă de soare, trecută prin persecuții, prin necazuri, prin greutăți. Biserica Domnului Hristos, femeia aceasta, este o femeie care nu și-a păzit via frumuseții ei, pentru că ea avea un scop mult mai primordial și mult mai înălțător decât frumusețea ei este exterioară. Era credincioșia ei față de viitorul ei bărbat și era simțul datoriei pe care îl avea în a asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Când se apropia seara, Sulamita se gândea la ciobănelul pe care îl întâlnise. Se gândea la cuvintele disprețuitoare ale fraților ei, care îi spuneau neîncurajator: n-ai să-l mai vezi niciodată. Și ea, printre lacrimi și în rugăciuni fierbinți, spunea: îl caut pe iubitul inimii mele, l-am căutat în noapte, în așternutul patului meu și nu l-am găsit. După câteva săptămâni, o știre șocantă la Ierusalim. Solomon, cu cei 60 de viteji în patașca sa, pleacă din Ierusalim, lăsând dezamăgite majoritatea prințeselor îmbrăcate frumos, cu un vocabular chivernisit. Totuși, Solomon caută fericirea lui într-o altă parte. Biblia înregistrează acest moment al apariției lui Solomon în ținutul lui Zahar, exact așa cum avea să apară Domnul Hristos pe norii cerului.
Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? Observați, dragii mei prieteni, cât de apropiată este descrierea acestei femei care simbolizează Biserica lui Hristos cu descrierea pe care o face Ioan pe insula Patmos în capitolul 12 al cărții sale. O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună stele deasupra capului ei. Asta este Biserica lui Hristos. Și interesant este că în Cântarea Cântărilor, în capitolul 6, versetul 10, avem aceeași descriere. Cine este aceea care îi se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile ei? Biserica lui Dumnezeu este o biserică a modestiei, a bunului simț, a caracterului uman. Biserica lui Dumnezeu e biserica care iubește și moare pentru cel de lângă el, dar în același timp puterea, autoritatea cuvântului Bisericii lui Dumnezeu este de temut. Pentru că aici, în descrierea din Cântarea Cântărilor, ni se spune că ea, biserica, mărșăluiește la întâlnirea cu Mielul lui Dumnezeu, cu Prințul Universului, ca o armată cumplită sub steagurile lor. Steagul pe care această femeie, îmbrăcată în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap, mărșăluiește în numele lui Emanuel. Domnul este cu noi, Domnul Iisus Hristos. Dar fără să bag de seamă, dorința mea m-a dus la carele poporului unui om ales. Sunamita a auzit că Solomon, marele împărat Solomon, avea să viziteze sau să treacă prin Sunem, prin ținutul lui Zahar, și a implorat pe frățiorii ei: vă rog, nu mă trimiteți astăzi cu oile, vreau și eu să văd pe împăratul. Așa răi cum erau frățiorii ei, n-au putut să respingă această cerere făcută cu atâta blândețe și cu atâta umilință de această micuță putere a coastei, Sulamita. Și atunci băieții au zis: bine, stai și tu astăzi acasă să-l vezi pe împăratul. A ieșit afară și când a văzut că vine împăratul pe drum, a intrat ca o furtună în casă și a spus: frații mei, împăratul Solomon trece chiar pe drumul unde este casa noastră. Au ieșit cu toții afară și spre stupefacția ei descoperă că împăratul Solomon părăsește drumul național și merge pe arătura care ducea, sau poteca care ducea spre casa ei. Inima îi palpita cu putere. La un moment dat procesiunea se oprește, se apropie de casa ei, privirile se întâlnesc și cu stupefacție ea, Sulamita, descoperă că Solomon în toată splendoarea lui era ciobănașul de acum câteva săptămâni pe care îl întâlnise pe dealurile ei. Într-o explozie de bucurie, Solomon deschide brațele și cu toată dragostea lui de împărat o îmbrățișează și o acoperă cu haina sa regală, o ia, o pune în patașcă și o duce la Ierusalim și o prezintă mamei sale. Aceasta e istoria frumoasă a Scripturii, a revenirii Domnului Iisus Hristos pe norii cerului. Aceasta este relația între Domnul Hristos și biserica sa. O biserică pe care nu dai doi bani, o biserică care n-are candelabre, care n-are aur, care n-are covoare persane, o biserică hăituită de istorie, o biserică persecutată prin catacombe, o biserică ascunsă în peșteri și în locurile întunecate ale pământului, o biserică a celor jecmâniți, o biserică a celor scuipați în față. Aceasta este simbolul Bisericii lui Hristos. Sulamita, dragii mei, reprezintă biserica arsă de soare, care nu i-a păsat de estetica ei, în comparație discrepantă cu estetica bisericii femeii reprezentate în capitolul 17, desfrânata, care șade pe ape multe, care are un potir plin de spurcăciuni, un potir al necurăției ei. Biserica Domnului Hristos, mireasa Domnului Hristos, nu va fi aceea care a fost aclamată la televiziune, nu va fi aceea care a fost mediatizată pe calea undelor, ci Biserica Domnului Hristos vine de undeva, din pustie, din istoria persecuției poporului lui Dumnezeu.
O declarație foarte frumoasă din Ieremia, capitolul 31, versetul 22, ne spune că până când vei fi pribeagă, fiică rătăcită, căci Domnul face un lucru nou pe pământ, femeia va peți pe bărbat. Dragii mei prieteni, am stat și m-am întrebat cum e posibil ca o femeie să pețească un bărbat. Ca să putem să avem un exemplu practic, v-aș invita să deschideți Bibliile dumneavoastră în cartea lui Isaia, capitolul 4, versetul 1. 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice, vom mânca pâinea noastră înșine, ne vom îmbrăca în hainele noastre înșine, numai fă-ne să spurtăm numele și ia-o cara de peste noi. Isaia, capitolul 4, versetul 1. Imaginează-ți că te duci la cumpărături să cumperi o pâine și 2 kg de roșii și dintr-o dată înainte de a intra în magazin ești înconjurat de 7 femei care trag de tine și care toate pretind că vor să devină soția ta. Atenție, nu stau la coadă, se înghesuiesc și nu sunt deranjate că și alte femei au aceeași pretenție. Ele doresc un singur lucru, ca să îți poarte numele. Cred că este un lucru destul de înfiorător și vorbește foarte mult despre statutul moral acestor 7 femei pe care nu trebuie să-l descriu în aceste momente. Ceea ce mi se pare interesant, dragii mei prieteni, este stilistica descrierii acestui eveniment. Isaia capitolul 4, versetul 1 este o descriere figurativă a unui eveniment plasat în timp și în spațiu în viitor. Când? Aproape de revenirea Domnului Hristos. Pentru că acest indicativ în ziua aceea ne face pe noi să înțelegem că acest eveniment a celor 7 femei se petrece în timpul sfârșitului. În ziua aceea este preambulul acțiunii. Punctul numărul 2. Un singur bărbat. Punctul numărul 3. Vom mânca pâinea noastră. Asta înseamnă că pâinea este învățătură sau învățătură religioasă. Iar femeile spun vom avea învățăturile noastre religioase. Punctul numărul 4. Ne vom îmbrăca cu hainele noastre. Adică vom avea caracterele noastre care nu vor reflecta neapărat caracterul Domnului Hristos. Punctul numărul 5. Numai fă-ne să spurtăm numele că este un moment de criză și să iei o cara de pe noi. Este momentul deznodământului. Când Domnul Iisus Hristos vine, este mare diferența între comportamentul modestia sulamitei și cele 7 femei care sunt interesate în a contracta o căsătorie formală cu Domnul Hristos. Avem nevoie numai de numele tău, adică să ne numim Biserică Creștină. În rest, avem mâncarea noastră, avem învățăturile noastre teologice, avem îmbrăcămintea noastră, avem problemele noastre de caracter, nu te interesează pe tine. Ce vrem de la tine, Iisuse, este să ne lași să purtăm numele și să iei o cara de peste noi, că a venit vremea judecății. Mi-aduc aminte de femeia suferindă de 12 ani de o scurgere de sânge. S-a apropiat cu atâta timiditate de poala Domnului Iisus Hristos și își zicea în sine, doar să mă ating de poala hainei lui și voi fi vindecată. Atunci când ea, după a treia încercare, s-a atins de poala hainei Domnului Hristos, Mântuitorul s-a întors și a întrebat, cine s-a atins de mine? Cât de mare este diferența între atingerea credinței pe care această femeie, cu tandrețe, teamă sfântă și respect, tremurând, se apropie de poala hainei Domnului Hristos și atingerea pe care cele 7 femei, care îl trag într-o parte și în alta și care îl imploră cu disperare, lasă-ne să spurtăm numele. Mântuitorul nu lasă să treacă neobservat acest eveniment. Cine s-a atins de mine? Petru, surprins și mirat, bulversat, întreabă, Doamne, toată lumea te înconjoară, te îmbulzește și dă năvală și mai întreb cine s-a atins de mine? Și Iisus spune, nu vorbesc despre cele 7 femei care vor să-și mănânce pâinea lor, să aibă propria lor învățătură. Nu vorbesc despre femeile sau bisericile care vor să aibă propriul lor caracter. Vorbesc de o femeie care s-a atins de mine cu credință. Am simțit că a ieșit din mine o putere. Știți, biserica nu este aceea care strigă ca la propaganda de partid, eu sunt biserica. Biserica nu este constituită din ziduri, din concerne financiare, din puteri politice sau alianțe politice. Biserica lui Dumnezeu nu aparține fluxului
politice acestei lumi. Biserica lui Dumnezeu nu aparține dinamicii acestei lumi. Biserica Domnului Iisus Hristos este întruchiparea modestiei, despre care Țefania, capitolul 3, versetul 12, spune: voi lăsa în mijlocul tău un popor mic și smerit care se va teme de numele meu. Iată Biserica lui Hristos. Și spune: nu vă uitați la mine, fiice ale Ierusalimului, n-aveți ce să vedeți, sunt neagră, n-am avut grijă de via frumuseții mele, căci fiii mamei mele m-au pus păzitor la vii. V-aș mai răpi câteva momente în această seară ca să concluzionăm subiectul nostru intitulat Puterea Coastei. Am întâlnit în Scriptură o femeie într-o parabolă de data aceasta care a avut 10 talanți de argint și se pare că a pierdut unul. În Scriptură ni se raportează faptul că ea aprinde o lumină, apoi mătură casa, caută cu băgare de seamă până găsește talentul pierdut. Și după ce îl găsește, zice, s-a dus și a anunțat pe toate vecinele ei. Exprimarea este la feminin, vecinele ei. Asta înseamnă că această femeie a lui Hristos, care a avut 10 porunci, a pierdut o poruncă, un talent, o biserică care nu ascunde lumina sub obroc, merge la toate vecinele ei spunând: femeilor, bisericilor, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit talentul pe care l-am pierdut. Am descoperit 7 pași. Aprinde lumina. Biserica lui Dumnezeu aprinde lumina în timpul întunericului Evului Mediu. Și Biserica lui Dumnezeu caută adevăruri care au fost acoperite sau îngropate în praful tradiției, superstiției și neștiinței. Mătură casa. Asta înseamnă că produce o lucrare de reformă în interiorul caracterului ei. Caută cu băgare de seamă. Această Biserica lui Dumnezeu excelează în studiul cuvântului lui Dumnezeu cu post și rugăciune. Deci, observați, este perseverentă, consistentă în eforturi și nu renunță. Caută adevărurile cuvântului lui Dumnezeu până când ea le găsește și împărtășește cuvântul descoperit cu celelalte femei sau celelalte biserici. Motivul bucuriei ei este că a găsit ultimul talent care lipsea din formațiunea celor 10. Care o fi talentul acela care lipsea din formațiunea celor 10? Înțelegerea mea cu privire la această femeie, care este o parabolă, este depozitarea celor 10 porunci. 10 talanți, 10 porunci. Se pare că Evul Mediu a făcut ca unul dintre poruncile lui Dumnezeu, cele 10, să fie pierdut. Iar undeva, în începuturile erei moderne, Biserica lui Dumnezeu aprinde lumina cuvântului, mătură casa, produce o reformă de caracter, apoi studiază cu meticulozitate și caută valoarea poruncii pierdute și apoi finalmente o găsește. Sunt înmărmurit de frumusețea cuvântului Domnului Iisus Hristos. Am avut posibilitatea să depănăm în aproape o oră elemente de istorie care ne-au arătat cât de importantă este Puterea Coastei. Femeia care a jucat un rol magistral în istoria lumii, spre bine sau spre rău. Ca mai apoi să discutăm despre femeie din perspectiva profeției biblice, femeia reprezentând Biserica Domnului Iisus Hristos. Are răbdare a sfinților, păzește poruncile lui Dumnezeu, toate cele 10, și are credința Domnului Iisus Hristos. După descrierea lui Țefania, capitolul 3, versetul 12, voi lăsa în mijlocul tău, lume, un popor mic și smerit, care se va teme de numele tău. În deacord cu ce spunea Sulamita, sunt neagră, fiice ale Ierusalimului, pentru că fiii mamei mele m-au pus păzitoare la vii, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Să facă bunul Tată Ceresc ca și noi să facem parte din acest grup ușor mic de oameni care în simbol reprezintă modestia, decența, umilința, caracterului profund al Bisericii Domnului Iisus Hristos. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze în această seară, dragii mei, să ne dea credință, speranță și noi să cercetăm Scriptura, să aprindem lumina, să ne măturăm casa sufletului nostru, să căutăm cu băgare de seamă în arhivele Bibliei, cuvântului său, ce ne lipsește din viață, lucrarea misionară, împărtășirea cuvântului Dumnezeu prin vorbă și fapte, să fie prioritatea vieților noastre, să invităm pe vecinii noștri
și să ne bucurăm împreună cu ei, căci am găsit talentul care era pierdut și a fost găsit prin harul și prin mila Domnului Iisus Hristos. Bunul Tată Ceresc să binecuvânteze toți bărbații în această lume, toate femeile din această lume, cu putere, credință, modestie, dragoste, umilință, înțelepciune, în așa fel încât să-și exercite influența față de soților, partenerilor de viață, față de familiile lor, față de mediu înconjurător, față de lume și față de societate, de așa manieră ca prezența dumnealor să fie un bonus, un bine, un beneficiu, un privilegiu, un avantaj pentru lumea noastră. Subiectul meu a fost puterea coastei și vreau să vă spun că după ce am studiat împreună cu dumneavoastră acest cuvânt, ceea ce îmi rămâne în inimă este un respect impecabil pentru coasta care a fost scoasă din Adam. Femeia care a devenit un mediu prin care intra păcatul în lume este femeia prin care Dumnezeu a introdus planul de mântuire să fie făcut posibil în lumea noastră. Binecuvântat și onorat să fie numele Tatălui nostru din ceruri pentru acest mare dar care l-a oferit umanității, dându-i lui Adam un ajutor potrivit lui. Concluzionez în această seară că femeile din secolul 21 pot să transforme Biserica lui Hristos într-o biruință. Aș dori să închei mesajul din această seară, dragii mei prieteni, reamintindu-vă declarația Apostolului: bărbaților, iubiți-vă nevestele, așa cum Hristos a iubit biserica și și-a dat viața pentru ea, ca să o curățească și ca să o sfințească. Aceasta este pilda de viață pe care Apostolul Pavel ne-o lasă nouă, bărbaților. Iar surorilor noastre, femeilor, acelora care au fost os din oasele noastre și carne din carnea noastră, să fie binecuvântate de Dumnezeu cu o atitudine de modestie, de blândețe, de respect, respect pentru soților, care va îmbrăca în glorie, bucurie și voioșie familiile și caselor lor. E rugăciunea mea fierbinte pentru toți frații, pentru toate surorile, pentru toți prietenii noștri și, bineînțeles, mă adresez tinerilor și tinerilor care încă n-au avut posibilitatea să guste din experiența profundă, matură a unei vieți de căsătorie. Binecuvântarea Tatălui Ceresc să rămână cu dumneavoastră și cu noi toți de acum și în veci. Amin. Înainte de a ne despărți și a face ultimile anunțuri, aș dori ca să vă invit să ne plecăm pe genunchi și să facem o rugăciune. Iubitul nostru Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru iubirea și dragostea Ta, îți mulțumim pentru clișeul acesta de istorie, îți mulțumim că ne-ai ajutat să înțelegem valoarea noastră ca bărbați și femei în marele traseu istoric al Bisericii Tale, în profeția biblică. Ajută-ne, Tată Ceresc, ca să ne cercetăm pe noi, să aprindem lumina, să măturăm casa sufletului nostru și să putem să descoperim talentele sau adevărurile din Scriptură pe care astăzi, până astăzi, nu le-am cunoscut și nu le-am știut. Sfințește viața noastră, îmbracă-ne în soarele dreptății Domnului Hristos, dă-ne temelia cuvântului Tău din Cartea Genezei și Vechiul Testament, dă-ne bucuria și solemnitatea Evangheliei Noului Testament, predicată de cei 12 ucenici și ajută-ne, bunule Tată, să fim părtași la nunta mielului, la întâlnirea aceea frumoasă dintre noi, Biserica Ta și Domnul nostru Iisus Hristos pe Marea de Cristal. Pentru toată dragostea Ta îți mulțumim în numele lui Iisus. Amin. Dumnezeu a biruit să fie.
de veci să fiu schimbat. Inima mea e un izvor de iubire și te-a dorit, harul său ți l-a dăruit. Ai în suflet chemarea iubirii de sus și în inima ta pe Iisus. În curând vei vedea cât de mult ești iubit și de cerul întreg ești dorit. Tu vei fi de Iisus transformat, mult mai mult decât ai visat. Fii fericit că ești iubit, Dumnezeu a biruit să fie dat, să fii salvat. Și pe veci să fii schimbat, inima ta e un izvor de iubire și de dor. Minunea lui, a dat a lui, ești chiar tu fii.